Robert Mareș este următorul coleg care va prezenta o experiență proprie din utilizarea sa TDMP. El este media manager de la Starcom și digital manager Starcom, cred că e pornit, și digital inventory lead. Gata, a pornit. Nu, ăsta-l căutam, așa. Bun. A început Arina prezentarea foarte frumos despre cum și ce probleme ar trebui să rezolve acest DMP. Și practic ce vreau eu să fac, nu o să vă prezint nimic extraordinar, ci doar o să confirm de pe partea agenției ce probleme a rezolvat într-adevăr după testele făcute pe un pool destul de mare de clienți și unele probleme pe care probabil nici nu le anticipaseră cei care s-au ocupat de crearea acestui tool fantastic. Ce să mai menționez în introducere este că acum poate un an jumate când eram în ședințele BRAT despre punerea în picioare a acestui tool, mi-aduc aminte că eram semi-apatic și îl priveam ca pe o utopie care nu o să aibă loc niciodată și da, ok, povestiți, arată foarte bine, never going to happen. Se pare că e diferit și l-am și folosit și cam așa arată rezultatele. Cam ăsta ar fi pool-ul de clienți pe care l-am introdus și care au testat. Big spenderi, ce e foarte important, majoritatea sunt focusați pe topul funnel-ului de awareness. Nu prea vorbim și nu am folosit tool-ul pentru zona de conversie. În general, pentru cea mai importantă zonă, partea de awareness. Pentru a pune în context rezultatele DMP-ului BRAT, am făcut două comparații. O dată versus display-ul tradițional, comanda la XYZ în baza profilorilor etc. Și odată versus programaticul tradițional. Iar când zic programatic tradițional, mă refer la tool-urile pe care le folosim, tool-urile mari, de genul în cazul grupului Publicis, DV360. Că tot vorbim de metrici, i-am înșirat pe toți, sau cei mai comuni metrici la care ne uităm când vorbim despre o campanie de genul ăsta, rată de click, rată de view complet și viewability. Cifrele sunt, sper, impresionante. Improvement față de improvementul mediu pe toți clienții prezentați, cifrele de jos și cei care s-au remarcat din punct de vedere viewability, din punct de vedere rată de view și din punct de vedere rată de click. Despre ce nu se prea vorbește, nu se prea vorbește în discuțiile cu clienții și cu publisherii, este CPM-ul în target. Mi se pare că e mai mult un topic pe care îl abordăm în optimizările interne din agenție. Acesta este un average grosier de improvement, practic de saving, dacă vrei să o privești, așa. Din punct de vedere comparație cu programaticul tradițional, avem o dată contextul, inventarul, restricții, să intru ulterior în detalii, și formatele. Din punct de vedere context, când vorbim de un Open Exchange sau de un tool tradițional de programatic, cam așa arată captura din dreapta, un fragment din exportul de placements, site-uri, aplicații, etc., în care intră o campanie average, ca volum. În schimb, când vorbim de DMP-ul SATI, avem grosomod undeva la 100 de site-uri premium verificate și care este fezabil să fie verificate de mână și să fie validate. Vorbim de un environment mult mai controlat pentru campaniile noastre. Indiferent câte tool-uri ar putea pune in place al de Google și Facebook, fie că e brand safety, fie că e excludele de keyword-uri, sunt atât de mari încât it never works. Never works perfectly. Avem, de exemplu, o situație atipică pentru un client mare de ciocolată, nu o să-i dau numele, l-ați văzut pe primul slide. Politica lor internă de super bun simț este să ne forțeze continuu să nu cumva să afișăm eduri copiilor care nu sunt cu siguranță însoțiți de părinți. E un pic complicat și evident că în momentul în care tu targetezi părinți, se duce, mai ales în zona de YouTube, inventar masiv în zona de desene animate. Da, vorbește exclusiv de conturi cu login, știi că sunt majori, știi că sunt părinți, dar pe fondul unei super responsabilități, dar dacă îi dă tableta și îl lasă singur?
și copilul vede reclama la ciocolată fără să fie însoțit de părinte. E, în continuu se adaugă listele de excluderi de canale și keyword-uri și tot ce poate să însemne desene animate și jocuri de copii. Sunt undeva sute spre mii de canale, keyword-uri și așa mai departe. La fiecare verificare, în continuare avem canale de desene animate pe care a livrat YouTube. Inventar. Asta cred, nu știu dacă era o problemă care se știa că va fi rezolvată. Sunt super frustrat pe tema încercării livrării prin tool-urile tradiționale de programatic în inventar local, astfel încât să ai beneficiul datelor, dar să ai și un environment controlat. Facem ce facem și niciodată nu se pupă datele. De fiecare dată când cer un raport echipei de la programatic, ok, cum arată share spend-ul, cum arată detaliile de genul ăsta, open exchange versus private deals, sunt dramatice. Nu știu, livrăm 50.000, 100.000 de afișări pe inventar controlat și restul nu se livrează. Mereu apare o problemă tehnică. Inclusiv săptămâna asta avem două meeting-uri cu publisheri importanți despre de ce nu se pupă platformele globale cu cele locale, nu se meciuiesc cookie-urile și așa mai departe. Cu DMP-ul SATI, în schimb, nu am avut problema asta. Oricât am fi vrut să livrăm, s-a livrat și a funcționat. Asta e un caz particular, dar clienții de alcool, în special berarii, sunt destul de mari, sunt în principiu un top spenders și e important de menționat. Google nu prea permite livrarea de ad-uri care conțin branduri de alcool. În schimb, nu avem problema asta. Slide-ul ar fi fost mult mai amuzant dacă aveați Prosecco la croasante dimineața, o mică scăpare. Și media e fantastică, tehnologii, date, research-uri, toate cele, dar 50%, dacă vrem să fim indulgenți, 50% din rezultatul unei campanii este dat de media, 50% este dat de mesajul creativ. Nu noi ducem toată munca în spate, o mare parte este din creație. Ce poți să faci? Aici este o comparație între... Da, am uitat premiza. Prin DMP-ul SAT, evident, avem acces, cum a spus și Arina, la absolut orice tip de format premium pe care îl pun la dispoziție publisherii locali. În schimb, în mod tradițional, în tool-urile big players, Facebook, Google, etc., cam așa arată un pic exagerat un format disponibil. Orice creație de milioane am avea noi, nu prea avem cum să o punem în context acolo. Și cam asta a fost tot, foarte pe scurt.